Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de 5M. Suntem pe serverul Doom România și după cum știți, Bebe Mui se lucrează în poliție de ceva timp. Aleluia! Bună seara! Aolo, bună seara domnișoarele! Bună seara! Bună seara! Doresc și eu să dau de permis! Aolo, păi sunt aici pentru dumneavoastră, omul potrivit la momentul potrivit. Poftiți, poftiți, poftiți! Haide! Mamă, dar v-ați îmbrăcat, nu glumă. Mulțumesc share-ului că v-am dat pe dumneavoastră. Ioi. Îmi da! Păi, după că după ce ești și proastă, mai și semnalizezi. Adică, ce vrei să spui? Ci că-i mulțumesc, nu știu cum, pentru că stai aici. Share-ului, că este aici! Mașina examen? Dobitoare! Așa puțin. Du-te dracu, că ai crezut că ești proastă. Eu ți-am spus ce faci, colegul? Nu mă vezi? Dacă stau două palme, îți divorțează ochii. Vreți să dați amândouă, domnișoarele? Genia stă cu mine. Păi atunci haideți, uiți-vă la volan. Bine! Eu trebuie să-mi pun centura! Puneți-mi centura! Păi puneți-o dumneavoastră, că nu o să fiu mereu cu dumneavoastră. Da, acum? Da, vreau să-mi o pui tu! Haideți că vă ajut. Ajută să nu intrăm în primul copac pe care îl vedem. Doamne, ajută! Și acum pornesc, nu? Da, da, când vă simțiți pregătită. Sunt mega pregătită! Stați! Domnișoara din spate, vă rog frumos să faceți liniște. Nu mai pot așa, că mi-e frică cu asta. Vreți să vă las aici? Mai speriat, ești o proastă. Hai, fă condu. Mergem în față, nu? Da, da, și facem dreapta. Cum adică dreapta? Adică... stați puțin. Ce ai făcut? Te bați la păsă. Aolo, domnișoarelor. Haideți să păstăm un limbaj decent. Domnule, dar nu pot să să fac aici cum semnalizez. Nu este nevoie de semnalizat, haideți. Faceți dreapta. Ați fost dreapta, nu? Da, da. Am înțeles. Cu cât avem voie să fai mergem? Fai cu capul meu. Aolo, păi n-ați dat examenul teoretic? Nu. Ea nici școala generală n-a făcut-o. Da. Aici ce facem că nu mergem în față? Păi dați că vă că e stricat semaforul. Mergeți, mergeți că e stricat. Și ai cum semnalizez că vreau să fac o manevră? Nu semnalizați, că semnalizează mașina singură. Îi zici, dă-te mai încolo. Uite-te la boul ăla! Eu am vrut să trec prin el și el a făcut asta. Dar tu treci pe linie continuă, o fă de pășești. Du-te dracu că era să intre în mine. Eu o salvez planeta, nu fac accidente. Mamă frate, dacă stai 5 minute ai murit, ești nebun la cap. Să aveți planeta cu prostie, ne-am dat dragul. Domnișoara din spate, vă rog frumos să păstrați liniște acolo. Nu mai deranjați pe domnișoara conducător. Unde mergem? Mergem unde vreți dumneavoastră, sigur. Păi dumneavoastră sunteți aici să-mi spuneți. Asta își face cruce din spate și îmi face semnul știu, obită. Știu unde să mergem. Spuneți. Dacă pun pe GPS, vă ajută? Da. Vedeți că aveți GPS-ul aici, urmăriți GPS-ul, vă rog. Proasto! Domne, mă trage de scaun! Domnișoara din spate, vă dau jos! Unde aici? Vă dau jos imediat, să știți. Chiar mă trage de scaun! Vă dau jos la amândouă dacă nu vă potoliți. Cum adică? Uite, ăsta face manevre evazive, escavive, ăsta, zice domnul. Uite, domne, mă trage de văr! Domnișoara, vă dau jos din spate. Gata, gata. Sper să nu vine niciun prost. Doamne, ajută. Te ne ajute. Băieți, cred că o să mai ajungem acasă. E ok, mergeți cum vă simțiți dumneavoastră, confortabilă. Bine! Nu cu 200 la oră, nu, nu. E verde, acum cum semnalizez?
N-au zis că nu este nevoie să semnalizați? Păi da, mă ia poliția! Nu voi, păi eu ce sunt aici? Locotenent! Trebuie să, să știți că trebuie să vă încadrați roșu din timp la... pe banda. Da, domnule, n-am văzut-o că mă trage asta de păr! Domnișoară, dacă nu vă potoliți, vă dau jos. Da, mai tras, ați văzut dumneavoastră că chiar mă enervați. No, gata, calmați-vă. Îmi pare calma. Story de rău! Vedeți ce proastă e, nu omoară. Proastă ești tu! Nici n-ai învățat să mergi pe bicicletă și vrei să conduci. Iha! Dumnezeule! Iar avem roșu, dar tot orașul s-a rici cu mine. E pe stop, fă. E roșu pe stop. E venit ciclu menstruație. De cât timp lucrați, domnul? În poliție? Da. Cred că de vreo 2 ani de zile. Aoleu, și câte amenzi ați primit? Ați încasat. Păi nu e tot aia. Gen, da. Haideți că e verde. Stați, domnule, că nu pot să accelerez! Mă îngoldește asta în spate! Vrei să o dăm jos? O mai păstrăm câteva secunde! De dreapta! A căzut semaforul! Eu la cine mă mai uit? Dă-i dreapta! Păi a căzut semaforul! Ce mai întâmplă? Asta-i stânga! Du-te dreapta! Haideți să mergem puțin mai repede, așa mai... Ne păi asigurăm și noi. Ruș. Ne mai asigurăm și noi când ieșim din aglomerația orașului și că așa stăm până mâine. Haideți, până mâine și când să... În centrul orașului, unde este foarte aglomerat, păstrăm fiecare semafor și suntem foarte atenți să rămânem acolo. Dar în depărtare, așa când ieșim din oraș, ne asigurăm și noi stânga-dreapta și dăm înainte. Aici este stop! Înseamnă că oprește aici și te dai jos. Înseamnă că ești chiar proastă! S-ar putea să aveți dreptate. Da, eu i-am spus! Dacă-mi bag mâna în chelie și te scuip, ce părere îți faci? De unde ai văzut faptul că are chelie? Hai că e și proastă după ce că semnalizezi. Fă, are șarfă de aia în cap. Aia are o sulă. A, dar stai că n-are bască. N-are bască. Ia ce-ți, domnul, ce părere vă faceți? Despre ce anume? Dacă vă scuip acum încheria aia. Cred că o să primești amendă. Vă dau jos din mașină și vă las aici, domnișoară. Mie te drăcea, dracu. Dar ce s-a făcut mama cu BCR-ul să mă lași unde vrei tu? Nu mai vorbiți urât, domnișoară. Adevărat. Sunteți în fața unui organ de poliție. N-ați mai văzut niciodată un organ? De poliție. Genitalia am văzut de poliție, nu. N-am avut antecedente. Domnule, asta e pornirea din pantă sau ce? Da, da. Am mai înțeles. Rampă, aici trebuie să pui frână. Te-aș fă proastu. Proastă apus. Mai sus, mai sus. Uitați-vă cât de proastă e. Asta vrem să fac. Uiți. Gata, gata. Am zis să venim până acasă, hai, să mă schimb și eu, că vreau să ieși eu în oraș. Să sun, am ieșit din tură. Să-mi fac acolo de pomană și să comand coșciugă, că gata, noi murim acum. Ești chiar proastă, du-te dracu! Să-mi facă loc la cimitir. Sunt și pentru dumneavoastră? Zice, sun? Auzi, suge, colega. Fă acolo, suge! Colegă. Dacă îți dau o sugativă, nu poți să duci 10 ani. Vezi că stai cu pampersul și miroși. Păi, cred că e de la tine, fă, cred că... De hamei. Nu ți-ai mai dat de mult cu parfum la fofolancă. Eu nu mă dau cu parfum, mă spăl, fă, este o diferență. Da, diferența între mine stâng și aici, mine stâng aici, că... stâng aici, în curte. Înainte de parfum, dăm cu apă și săpun, așa e vorba. Da! Asta, uita ce aia și săpun și apă, stați liniștit. Să pun pe tine, fă! Dacă vreți, mă puteți aștepta aici sau puteți să intrați cu mine în casă? Aoleu!
Vreau să mă schimb și eu, că... Fă, eu chiar am poftă de un cico. Adică! De limba să mă atași cu dinții. Că se închide mașina, ca să lăsați-o și ea, de ce să o închideți? Ca n-o să fără... nu fără dușmanii. Cine s-o fără? Nu fără nimeni. Dumnezeu! Ce ai făcut, fată? Am călcat pe o broască, fă. Du-te, dracu! Bate mișine la ușă. Da, da. Păi simt că eu nu știu să intre înăuntru. Da, aoleu, ce casă frumoasă. Credeam că nu știi să intrați. Ba da. Dar ce frumos aveți aici. Mulțumesc, mulțumesc. Mă schimb și eu și mergem. Vreți să vă servesc cu ceva? Prietena noastră nu vrea să intre? Nu știe, cred că e proastă. A, uite, a venit. Hai că nu i-a luat așa mult. Bebe, nu, cred că așa. Winnie, nu mai fă gălăge. Ați observat lumânările de aici? M-auziți? Mie îmi place aia roșie, pot să iau? A mai fost o fată care le-a luat de aici. Nu cred că e ok să le luăm. Da, domnule. Fată, nu te uita aici, că ți-a ăștia emisiunea ți-o de la Acces Direct. Aoleu! Hai mă, de ce mă te poți uita liniștită? Sunt niște lumânări. Parfumate! Auziți, domnișoară? De 1973 zi. Aoleu, ce bătână sunteți, mai vreau să zic nimic. Mergem? Du-te, dracu, da. Că am glumit! Ai de viața mea. Te mașinoroc. Aoleu. Aoleu, țigancă e prietena dumneavoastră. Dar foarte frumoasă prietena dumneavoastră. Ce ai zis, ma? Ai zis că sunteți foarte frumoasă, domnișoară. Ah. Deci ce vrei să știi? Ia te fă de la volan să conduc eu. Du-te, dracu, că vreau terminat. Conduce o femeie adevărată. Unde, dracu, te mai conduci cu ăsta? Pune-ți-mi centura. Vă pun, vă pun. Du-te, dracu, și pune-te în spate. Fă prostul, nu e a noastră. Ai mă dai în pis. Aoleu. Unde mergem? Înapoi la secție, credeți că vă descurcați sau vă ajut cu GPS-ul? Băgați acolo pe Cheeky Point. Haideți că vă bag pe GPS. Pe Cheeky Point. Du-te, dracu! Aolo. Nu vine nimeni, haide! Dar nu știu... Pardon, cum o să-i dai eu permisul? Pentru că nu are examenul teoretic luat. Dar după ce dăm permisul ăsta, nu vreți să ieșim și noi la un cico ceva? Bineînțeles! Da, domnule, știți cum vrea un job aici? Un job? Job. Da, de ce ați avea nevoie de bani dacă... Job. Adică de ce ați avea nevoie să munciți? Cu gura în ciocane. Apăr și o mașiniță! Aolo, ai grijă de mașina asta că mă omoră șeful. Lasă că vorbesc eu cu șeful. Dar cum vă cheamă, că nu vă cunosc. Bebe, poți să-mi spui Bebe. Bebe, domnul Bebe. Da. Uite ce romantic sună, Bebe! Păi, da. Cum să vă povestesc El Pucino. Tot așa am avut, m-au întrebat niște colegi din poliție cum mă numesc și eu am spus că Bebe. Și au spus, mamă, nu o să spunem niciodată așa. Eu pot să zic El Pucino. Și eu pot să zic ție El Babeta. Mâncam-i motoreta. De unde dracu a venit prosul ăsta? Fute mașin gura ta, unde te crezi mă aici?
eu eram pe... Doamne! Unde trebuie să ieși cu te mașina ta? Aolo, domnișoare! Urcă, domnișoare, doamnă, doamnă! Cu mașina ta doamne, și cu ce ți-a dat-o ție. Urcă, urcă, domnișoare, acolo! Urcă, domnișoare, mașina se rezolvă. Doamne, mă scuzați, domnule, sunt și eu cu domnul. Fiți-ar mașina, dracu. Aolo, nebuno! Fă mahala, Joico, urcă mașină! Doamne, mă iertați, domnule, ce... Doamne, ferește. Mă iertați, domnule, sunt cu domnișoarele, sunt de la poliție și dau un examen auto și m-am schimbat și eu. Da, am înțeles. Ce faci? Își bagă țeavă de eșapament în ea? De mașina ta. În ce scuze, domnul, nu mai așteptă. Treci, doar, hai să mergem, hai să mergem! Hai, fă! Doamne, hai sus! Ce m-a făcut de râs. Ne scuzați, adică nu ne scuzați, la revedere! Hai, fă pleacă! Doamne, ferește! Bă, ăștia sunt... Dobitocul, dracu! Ăștia sunt nebune, ăștia sunt nebune! Doamne, fata, dar nu te-ai șterg! Ia pe ăștia, fă, că mă duc după el înapoi! Fă, hai, lasă să mergem la secție. Ce miroși! E miroși toa carmol. Fă, ți-ai băgat ceva aia în fundul lent? Haide, fă, ți-ai băut anafura. Fă, ești prost! Ți-ai dat cu ea pe la pizdă să... Băi, hai să păstăm limbajul la frumos. Dobitul acu! Dacă îți dau trei dobitoși, te caci la... Poate vrei să te las aici la masă, la gunoi, adică. Fă, vezi că aici e club pro asta, drept. Adică la gunoi! Tequila, așa îi zice la club. Tequila la... Hai că la, dacă e... Tutti frutti tequila, tequila, tequila... Hai, domnișoară, să mergi, ne asigurăm și mergem, haideți! Shadam, 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 da. Ia uite-l pe ăla săracu, e speria la poliție că-i dă cineva pe rău. Fata, uite-l pe ăla rău! Care? Pe dreapta. Care, fă, palmierul proast? Ai fetișuri de-astea cu plantele, cu de-alea? Am fetișuri de lingrii să mă tași cu tinții. Stai că-mi cade ăsta în cap. Mamă, băieți, îmi pierd răbdarea să mergă așa pe telefon. Du-te, dracu! Haideți să mergem, haideți că nu mai ajungem. Ne asigurăm la fiecare roșu și dăm așa că nu mai ajungem. Cum să ne ajungem? Nu mai ajungem vii, da, vă cred. E roșu. E verde. Așa, scuze. Scuzați, vacile, că băi avem destui. Îmi da. Da. Dacă stai o oră, ai nebunit, băiți. Ați nebunit. Băieți, nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă susțineți seria noastră de 5M. Ne-am băgat cu Bebe Moise, un curând pregătesc o mică, nu știu cum să zic. Iar e unde? Hai la tricoaie, la tricoaie, tricoaie la 10 lei avem, haide doamna. Fă, dar se vede că e scancă de aia purâtă. E de la țară rău. Ciorap de buiat. Aia mă? Că sunt țigancă și de-aia. Școală de șofer dum. Ulu, ăsta de unde a apărut? Iar am făcut poze, fac poze, drag poze. Ia uite-l pe grasul mă, ăsta nu-i grasul? E gras. Fă, uite ce mașină frumoasă. Ia, o trageți aici pe deapta un pic. Tot ca mine. Ați ajuns la destinație. Grasulei! Ce ai pățit, mă, nenea grasul? Grasulei, ce ai pățit, mă? Te pup, bebe, ce să zic, mă? Sunt ăștia, cam, nu știu. Să trăiți, domnul bebe. Cine? Să trăiți. Nu prea sunt... Îmi arată muia. Care? Ăsta de aici, în pantalonele. Păi și nu l-ai luat și tu mașină să iară și tu altceva? Da, nu l-am luat mașină, că mă uit după alții să iau cu mașina.
Am dat și eu cu două domnișoare de permis. Doamne, să nu sunt sănătos, păi zic că vine. Asta prima nu-i sănătoasă, rău deloc. Și alaltă e mai așa. Aulu! Mi-e lovit pizda, bă! Bă, ce faceți, mă, aici? Domnul, sunteți ok, domnul? Mă scuzați. Eu n-am pățit nimic. Băi, Nane, iar ești tu cu viteză? Auziți, domnul Tosu? Doamne, ferește, asta și-și păzește. Întrebați-l. Domne, vă aud. Cer 1000 de euro, scuze. Mă auziți? Da, da, sigur că vă aud. Eu asta mă auziți? Hai să mergem în parcare. Ne-a desuflat prusul la roată. Lasă că merge și așa. Vreau să vă fac și eu cunoștință cu un baștean aici, în oraș de-asta. Las-o aici, las-o aici, e perfect aici. Las-o aici. Ce ați făcut, mă, colegii? Dormiți aici? Sau? Ce s-a întâmplat, colegii? Grasule, hai încoace cu mine. Aolo, grasule. Colegul, parcați și voi unul în mașina asta, vă rog frumos. Haideți, haideți în secție. Fetele, domnișoarele, haideți în secție, domnișoarele. Adică, ia veniți puțin încoace să vorbesc cu voi. Aici, grasul, domnișoarele. Domnul, dumneata, cine ești? Aici cu... Da, gata, mi-am dat seama. Spuneați că căutați un job sau ceva, să știți că, să știți că domnul acesta se ocupă cu joburi, cu... Uuuu, ăsta gras? Eu nu mi-a plec fruntea pe burta lui. Doamne! Să fie clar, clar. Doamne, vă interesează să faceți bani sau să faceți dragoste cu el? Uuuu, cu ăsta? Păi cu ăsta nici dragoste, nici bani nu făceam. Doamne, păi vrei să mă fac piscină? Băi, veniți încoace dacă sunteți serioase, dacă nu, eu v-am adus unul dintre cei mai bogați oameni din oraș. Și unul dintre cei mai serioși. Dar vale cu ăsta. Păi da, dacă n-ai foarte mulți bani, îți dai seama că nu mai contează nimic. Când nu ai, îți dai seama că tin și tu să tragi haine mai scumpe. Ce că e chestia, te mai ieși la față. Față, dacă vrei ce las ție, mie nici nu-mi trebuie. Dă-i el tu! Dar nici nu trebuie, dar chiar te invit să-l iei. Vă interesează domnișoarele sau nu? Spuneți, domnule, ce trebuie să faci? Păi ce știi să faceți? Eu? Mâncare! Să ne dăm cu fruntea de burtă. De asta e greu să le auzi că fetele sunt mai pe profit așa rapid și mare. Nu eu! Una mică, una mare, cu tot cu finalizare. Olo, le are pe toate, doamnă. Da. Da! Eu sunt contabilă ei! Stai să scot ceva din buzunar. Sper că nu te aplice pe aici, te rog eu. Nu mai lăsați, doamnă, să se... Uitați-vă, doamne! Stai să vedem ce scoate! Nu vreau să-mi imaginez. Stați așa, că iese mai... Nu este. 3 2 Doamne ferește. 1 Doamne ferește. Și ce aude? Gata, am scos. De ce aici? Doamne ferește. Deci ăsta e meniul, să vi-l citesc? Leșin! Ua, poliția română. Ua, poliția. Vi-l citesc? Hai să-l ajut eu pe ăsta. Citește-l, fată! Domnul care aveți... Parcă ziceți că îmi purta sutien. Vi-l citesc? Citește. Deci notarea începe de la 500 de mii. Hei, potolește-te! 500 de mii, una mică. Un meleon, una mare. 700 de mii ora. Și finalizarea 10 meleone. Să mă duc înăuntru să vă fac o copie, să vă las? Haideți că mă duc. Domnișoare, cum ați zis dumneavoastră că vă numiți? Eu! Da. Păi nu-mi iei cerul buletin. Păi nu, spuneți dumneavoastră cum vă numiți. Larg!
largă! Serios? Regina! Regina largă? Da! Și pe prietena dumneavoastră? Tanță manelistă! Ce fă? Nimica, frate, prezentam domnilor! Ești proastă, manelistă, e porecla. Mă scuzați! Uitați actele! Numele de scene, Coțofană! De familie, proasto! Așa cum vrei tu! Mamă! Vă băgați în afaceri cu domnul sau nu? Eu v-am zis să vă... Păi ce lucruri de muncă aveți? Au fost prinitare și mi-erau și froci, se chemau. Cum? Cine? Froci. Froci? Ce froci să ia? Da, sunt fete cu cioacă, bănuiesc. Exact, exact. Adică cu froci, fă! Fă, ții minte că m-a luat azi dimineața, stai să mă uit. Aoleu, iar începe să-și bage un picior în... Fata, dar ești cam rosă pe tine, ce-ai făcut, te-ai epilat urât? Mamă... M-am iritat. Aoleu! Ochii mei! Dacă tot mă uit, trebuie să bag și meniul înapoi. Aoleu! Aoleu, era să mănec. Băgă, bă. Stai cu minte că mi-e... cum vine să vomit! Da, fă, mamă. Da, scurge ceva de acolo, nu vreau să mă mai uit. Lubrifiant, că am și de alea. Aoleu, le-ai ascuns? Mhm. Am și persevativ. Vezi, dracu, că poate mănânci fasole și faci baloane în tine. Cu permisul ăla ce facem și noi? A? Adică? Păi îl mai vrei sau nu-l mai vrei? Da. Păi și? Adică? Păi n-ai zis că ieși și noi la un cico ceva? Păi ieșim, dar nu ne-a primit. Păi, domnișoară, potolește-te. Păi, ca să-l primești, trebuie să ieșim, zic și eu, nu? Adică sunteți pe profit! Pe interes, îmi place să zic. Mergem la un cico, mergem pe la mine. Fă, ăsta nu-mi place. Cine de mine? Cine, fă? Ăsta. Cu șapcă? Mhm. E frumos! Le bebe ăsta. Ce aveți, domnișoară, cu mine? De ce nu vă place de mine? Prefer să nu spun. Ok. Fă, dar de ce ești așa încruntată? Dar dacă ne uităm unul la altul, ne dăm seama de ce. Fă, ți-ai făcut sprâncinele, zici că-s naicuri. ce dracu, vrei Air să le Force. Faci pe post de urmeraj? Dacă ți-au craci și te pun să faci pagat, urmeraj fac din tine. Domnule, vă... Gasule, cred că dacă mă cau mai bine am la fofolancă și umerașe. Fă, vezi că ești roză pe tine. Măi, haideți să vorbim și noi aici de alte treburi. Că am zis că vă bag să faceți treabă și voi, v-am zis, aveți în față pe unul dintre cei mai importanți oameni din oraș. Și e vorba, face de toate. Are de toate, are... De tot. Da, uitați-vă voi la asta, nu e roză. Aolo. Surosa, fă. Gasule, îmi cer scuze de deranj, da? Domnule! Am crezut că domnișoarele caută ceva mai serios. Domnule! Păi aștepta vreo 3 prin, nu știu. Păi spune! De afară avea vreo 3 prin Turcia. Și vreo 2 prin Germania. Ai auzit? Nu înțeleg! Ești proastă. Asta o înțelegi? E, nu mai ziceți așa, domnișoară. Cum să fie? Au s-o de pastele, înțelegi? Ești proastă! Aha. Haideți să mergem la un cico. Merge și domnul, nu? Haideți să mergem, sigur. Domnul merge separat. Că putea Dică. Transpirație. Hai că transpirație. Doamne! Dacă nu și-o fi dat drumul. Aole. Da. Parcă, domnișoara de aici, prima de lângă noi, da. Cealaltă nu știu ce să zic. Da, prima da, a doua... Da, dar eu dacă vrei să te bagi cu ele, na, eu de asta am zis că sunt fete serioase, na. Mai merge operație ceva, adică există, am mai auzit de operație. Da. Hai, mergem cu ele la un cico? Hai să mergem. La un cico. Haideți, domnișoara. Fă că am o cădere de calciu.
Ia vezi fata, poate ți-o rezolvi. O bună seara, dar... Vai, ce fete frumoase. Am da! Unde e mașina grasului? Nu e acolo jos? Da, nu, haideți. Aia am acolo, în garajul ăla. Haideți, domnișoarele, pe aici, pe aici. Ei, stai, du-te, plimbă, pe în stânga, pe în dreapta, mă futezi la icre aici. Păi asta vrem într-un final, dacă te-ai prins. Se pare că pe fruntea mea scrie proastă și tâmpită? Nu, mă iertați. Îmi cer mii de scuze. Eu cu colega dumneavoastră aș vrea să mă împrietenesc. Hai că da. Mă auziți? Da, da. Ar trebui să mai slăbiți așa un pic. Două, trei. Nu vă supărați, suntem cam mulți. Păi o să iau eu pe cineva în brațe. Aoleu. Da? Nu se oferă nimeni? Nu vrea nimeni? Haide că mă ofer eu. Dacă vrei, că nu mă deranjez. Aoleu, m-a fost cu ușa aia de 10 ani, drag. Mamă, ce e aici? Adică? E ce trebuie. Doamne, așa. Și unde mergem, bebe? La o... Hai la barul ăsta de aici, de pe colț, de lângă Freca. Da, da. Hai acolo. E și aproape, dacă știi tu altul, nu știu. Da, acolo ar merge. Mergem la un Chico, băieți. Asta de aici, nu? Da, da. Hai că o parchezi de acolo, în spate. Perfect. Moceza sărăcii, unde mă duceți? Hai mă, n-ai mai fost aici la club? Hai să intrăm aici pe scurtătură. Unde trebuie? E, nu e chiar club, e mai mult un restaurant așa, dar e frumos. Poftiți, poftiți, poftiți. Pe acolo, pe acolo. Coborâm, coborâm la subsol. Hai, domnișoara. Hai, domnișoara, treci în față să mă deschid ușa. Mulțumesc. Haideți, haideți să mergem la subsol, că acolo e mai așa, mai retas. Stai și tu să nu fim deranjați. Poftim? Să nu fim deranjați, dacă știi zic. A, da, da. Să nu vină lumea. Hai că pot să mă pun aici, eu? E cam gol pe aici, agresul, nu prea mai vine lumea la club. Da, nu știu. Am amintiri neplăcute aici. De ce? Mai ales la masa aia. Am înțeles. Ce? Să aici obiți. Acolo nu mai merg. E un bec, foarte bun. Mamă. Mă scuzeați, mă, ca la vală, nu v-am văzut. Lăsați că v-am văzut noi. Și cum e să stăm jos? Uite așa, fă! Uite așa, ca mine. Te dai pe ochiul, fă! Ia uitați ce bine stau, nu? Că eu am scaun aici. Domnule, lăsați-te acolo că distrugeți masa! Puneți-vă cum trebuie! Fă prostul! Asta vrea să se sui pe masă. Stai să trec, stai să trec, că pe partea înaltă... Aolo, vă suiți pe mine, credeam că e după masă. Și aici, că am văzut că te-ai dus cam departe de mine. Ia uite ce... Fă ce faci! Aolo. Și ia spuneți, sunteți noi aici în oraș? Da. Stai, fă de dracu, jos că mă amețești! Prost de dracu, cazi!
Aaaa, să mă fut în ele de scaune. Fără tardat-o, doar de apeși acolo. Băieți, nu uitați să apăsați butonul de like dacă susțineți seria noastră. Uite-te în ziar. Ne spuneți, domnul, lăsați-o, trecem pe ce facem abstract. Ce să mai zic eu, mai pot să zic ceva? Am văzut că dansează mama. Aoleu, unde s-a suit? Haideți să vorbim despre afaceri, dacă tot e domnul aici, domnul Grasu. Spune-ți, domnule! Păi nu știu, v-am zis, spuneți-mi ce știți să faci, să faceți. Păi știm să gătim! Da, original sunteți fete sau ați fost băieți și... Nu înțeleg întrebarea! Nu știu cum să o abordez așa, mai frumos întrebarea, să nu vă gândesc. Auzi, dracu, te interesează că sunteți transexuale? Nu! Că așa mă enervez la icre. Ai icre, fă! Ia dracu de leu, custă! Dacă-ți bat niște icre, te arbezi la pizdă. Băi, hai să vorbim frumos, să păstrăm limbajul. Păstrează-ți limbajul, fă! Suntem și noi oameni civilizați. Aolo, fi varmasa, dracu, că eu nu mai stau. Poți să stai în picioare puțin. Dă-te în sânge, ești proastă rău! Tu te vrea cu un copac! Continuăm! Dacă te mai pui odată la mine, te bat! Mamă, frate, sunt nebune! Doamne! Sunt nebune pe bune! Am înțeles. Domne, mă așteptați puțin, vă rog? Da, sigur. Fă-te-ți gura, mă, de s-a sfut! Dar nu sunt sănătoase. Fii a dracu să fii cu mațele tele! Gata, am rezolvat. Ia spune, măi, nici nu mi-ai spus cum te cheamă. Andreea, ia spune, vrei să te bagi în ceva serios? Ce anume? Păi domnul are de toate tot ce ai nevoie. Păi să-mi prezinte oferta. Ce trec cu el? Eu am crezut că e din ăla, Alien vs Predator sau cea. Nu, cred că am căzut în baie. Dă-o, dracu, că se ridică ea. Bă, cine te-ai făcut, dracu, fute mașini în gura ta? Ce faci, fată? Zi, fă. Stai jos, dracu, odată. Domnișoara, atanță. Da. Fă ca... Ce ne bă să aud aici, că deja parcă mai e așa cu... Ați auzit și voi? Ce dracu s-a auzit așa? Hai fă, dracu, stai jos că mi-e frică! Cred că acordeonul ăla pe care eram în pistă. Bă! Mai vorbiți urât. Bă, am auzit niște sunete ciudate, Grasule. Acum se aude în cântec de la... Am și eu o satisfacție și mie. Eu n-au cântecul, tu l-auzi? L-auzi? L-am auzit. Nu se mai acum. What the heck? Mie nu-mi plac de-astea, hai să plecăm mai repede! Băi, dar și mie parcă mi se ridică părul pe spate așa. Nu știu, dar chiar nu vreau să știu. Vrei să mergem la mine să... Aulă, s-a văzut o lumină! Cred că e din sufletul meu. Ia că ne... Ia când te cântă aici. Cântam eu și de-aia s-auzea. Poți să ne bași, ia? Hai, du-te, ce-ți-vă și de-aia acolo la masă, hai. Păi nu te auzim de acolo. Chiar vrei să-ți cântă o melodie? Nu, că tu bași de alea! Nu. Nu fă-ți bag de aia frumoasă. Nu. Mai bine bagi ceva de pe live, așa cum ai zice, pe... Pe Carmen Kindrish. Nu, să bagi ceva. Cum zice când dă direct cu... Fără playback. Cu vocea. Bagi ceva live. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată să mă puși de pizza, hai pa. Doamne! Doamne, ferește, este că... puțin mai de la țară ea, adică nu știe cum să convertească între români. Tutti frutti, tequila, spa. Da, panii de dedicații. Fă, auzi, nu înțeleg, deci stai puțin că am o întrebare pentru tine. Bă, tu ți-ai colorat părul după tine roz? Mhm. Dumnezeule!
Doamne, ce mai munțe. Ziceți domnul Grasu, așa vă cheamă, nu? Guess who, fă. Ce afacere aveți? Păi de toate. Păi spuneți o afacere. Aveți vânzătoare de înghețată la tonetă? Băieți, oare intră fetele astea, reușesc să zică și ele ce? Aveți vânzătoare de înghețată la tonetă? Fă o linci toată ziua, chiar nu te mai saturi. Vrei să linge acum și înghețate? Dumnezeule! Fă mă, că am luat spasmele. Păi da, am. Fă, ia să-i pe loc, aud pași. O auzi pe măta. E pe sub pământ. Da, e un domn aici, aparent. Unde? Aoleu, ce m-am speriat! Mă așteptam să vă pe ăla de sus care păzește. Nu, no, chiar nu vreți să... Nu vreți să merg... Chiar nu vreți? Adică, gen să plecăm? Da, mai, liniștiți-vă că nu e nimic. Am chiar foarte atrag. Ia spune am găsul. Un hotel și... Nu prea eu nu fac curățenie! Hai că am găsit un telefon, vină cu a... Făi, auzi că spălătoare de WC-uri ți-a găsit loc. Pe aia să spele măsa cu limba. Domne, la spălătoare de WC-uri să trăiesc pe mâna ta cu limba. Auzi, domnule, Grasu a spus, nu? Cred că v-ați înțelege bine cu domnișoara, ați mai domesticiu. Nu cred că e vreo șansă. Să vezi, da. Să vezi ce lume ești tu la diseară la iarbă, că nu mai am țigări, firea aia trebuie cu. Da. Constipată, dracu, mai te cași 3 zile de la iarba aia. Du-te, dracu, că te pleznești și te fac în transpirație, ești nebună. Mamă, băieți. Hai pleacă de aici, caracatițo, du-te acolo. Sunt 40 de minute, băieți, în care am ascultat în continuu. Hai, doamne! Lasă-mă. T-a spus că știi să gătiți? Da! Spune bucătăria e acolo. A, adică cum? Ia te fac că-i adică fac mâncare de sălinge pe buzi. Da, unde ai putea să stălingă, fă? Eu am impresia că doamna o să scoată ceva de acolo, deja gătit. Auzi, fă, dar stai așa, asta ce face? Cu mine psihologie inversă, ce pune să mă să gătesc și o fac pe moca? Nu, fă! Ia te fac tu și gătește. Du-te și fă tu teste, fă, că eu mai bine stau pe... Doamne, dar ești chiar, tu chiar nu vrei să faci nimic. Măi, vreți să faceți bani? Am eu o idee. Ia uimește-ne, dă-ne pe spate. La stradă, direct. Ia-o-ți, fă, unde-ți place... M-a dat pe spate, fă. Aleșina dă plăcere. Nu, dă rușine. Ia ziceți, vă interesează, mergem direct, pac, pac, ideea e că... Mai bine mă duc la primărie și depun dosarul și îmi deschid firmă de videochat. Aolo, domnișoara asta e așa frumoasă. Ziua video chat în seara nightclub. Cunosc pe cineva care are firma gata făcută. Dar nu știu dacă tu ai numărul lui Gogu cumva, Grasule? Gogu, nu l-am, dar știu unde are firma. Este așa că parcă l-avea, dar și schimbase și nu l-am. Tu ai ceva cu el? Adică! Nu vezi dracu ce ai pe față, ești că... Dar mie place mult, e frumos rău. Ce-a băgat capul hazna și pomul l-a scos. Nu-i problemă, fă, spălăm cu asta. Aoleu, au venit doi domni. Unde fă? Bună seara! Bună! Bună seara! Ce faceți, mă, băieți? De la bine în sus. Hai să vă fac cunoștință cu cele mai... Și am văzut gălit pe față, așa. Da, am și o problemă, eu nu-i văd pe domnii, nu știu, cred că sunt fantomii. Lăsați că îi vedeți mai încolo. Domnișoara este Andreea. Bună, Andreea! Și bună! Cealaltă domnișoară este Tanța. Să nu întindeți că nu vă dau mână! Bună, Tanța! Mânca mea e Tanța, bună! Aolo, oai mare? Aoleu, ce pervers e domnul! Fata asta e dobitoc? Bă, Grasule, ce faci, mă, pe aici, mă? Eu te caut ca întreabă cu tine și... L-am luat puțin cu japca, l-am luat eu puțin cu japca. Nu știu dacă își voia să ajungă pe aici, dar... Dar ia pe față, mă! Nu, mă, am... Nu știu dacă... Sunt speriat sau... Și-a băgat capul hazna și pormul ăla scos. Am înțeles. Pădine... Spune. Doamna în alb, Tanța, are un meniu foarte frumos. Un meniu? Da. Vrei să-l vezi? Adică ai dantură?
Ce proastă ești. Ți s-a stricat meniul din gură. Să mă mai duc după Cosnițel? După ce? Nu, nu, scoate-l aici. Să scot un meniu? Nu, scoate-l aici. Scoate-l tu! Faceți încerc aici așa să-l scot. Dar trebuie să se audă așa. Nu mai pot să mai provoc. Dar stați puțin că eu nu-i văd pe domnii. Hai, dragul, că ești bine! Crede-mă! Păi, dar nu-i văd și nu-i dau. Dar ce ai făcut? Îi vezi? Ce dracu aveți în sus? Cred că trebuie să-i dai două palme. Dacă îmi pică ochelarii să vezi ce palme stau. Acum îi vezi? Nu. Acum îi vezi? Nu. Dar e important că nu ți-au gust ochelarii, wow. Stați așa. Adevărat? Du-te până afară și vin înapoi și rămâi acolo dacă... Până la bucătărie. Auzi, Andreea, dar unde ai găsit tu pe prietena asta ta? Adică să știi că puteai să-ți găsești prietene mai bune. Adică mai da, bune în sensul că mai... Lucrez la o firmă. Mai educate, mai... Foarte urât vorbește, foarte needucată. Da, nu am ce necizelată deloc, deloc, deloc. Păi asta zic, că domnul cred că ar pune puțin să pască. Cum trebuie, dacă știți cum zic. Bă, dar nu-i mai văd nicio pe aia. Unde s-au dus? Au plecat puțin încolo. Du-te după ei. Mamă, încep să vorbesc și eu ca tine, ce dracu am? Începusem și eu, du-te după ei. Uite că au venit. Așa, ne vedem, suntem bine? Bă, stai că noi nu la noi, la ea. Noi v-am văzut tot timpul. Am înțeles ce înseamnă că problema e de la dânsa. De la polarista asta. Nu, că ne-au văzut. Îi vezi acum? Probabil. Nu-i văd, mă, tanjurii. Ești prostă, schimbă-ți ochelarii. Dacă schimbă ochelarii... Aterizează iară, dacă știi ce zic. Mă, până... Hai, du-te, ia o gură de aer, că ai nevoie. Ok. Ok. Miuzi. Cred că vorbesc copiii, din gât. Ce? Aul, asta n-a sunat prea bine. Da. Ma. Fă, dar tu încă ești chioară, dracu. Du-te în sânge, mă duc să văd ce are. Du-te. Fă, dar vin doar tu. Poftim? Unde era acolo, mă, bebe, pe fetele astea? Bă, m-am întâlnit cu ele? M-am întâlnit cu ele, aveau nevoie de ceva ajutor și le-am dus să-și iau un telefon și i-am și luat numărul unuia dintre ele, că na, știi cum sunt eu. Ai bă. Zis bine unuia dintre ele. Nu. Nu am vrut să... Ultima, cea care a fost aici, da, pariez că e fată, dar cealaltă nu știu ce să zic. Hai că așa ai zis și da, Andreea ta, lingurare. Tine n-am încredere să mai... Nu mai vorbim, că cine știe când e domnul? Ești pe de-ala? Sunt, normal că sunt. Păi nu mai vorbim nimic. Am auzit eu zvonuri în sat. Revine imediat. Mamă, dar ce frumoasă sunteți, domnișoară. Îmi mulțumesc. Mă, ai observat, bă, pe că e orașul ăsta bântuit. Bă, am auzit niște sunete ciudate pe aici, să știi. Dacă mai se aud sunete, eu nu vreau să stau aici. Dacă se mai aud sunete, mergem la mine acasă și o facem noi. Aoleu! Sunete. Îmi e rău! Tu ești pus pe treabă, mă. Gata că mi-am revenit repede. Sunt pus pe treabă, sunt fleașcă. Știu eu să dau palme bine ca să-și revină lumea. Sunt pus pe treabă în seara asta. Grasule, poți să-ți dau o palmă ca să-i arăt domnișoarei? Nu, că îi plecă slănina! Ești prea transpirat! Nu-l pune să ridice mâinile, nu-l sufoc! Le-au luat și fetele astea puțin cantare. Ai văzut? Dar nu s-a clintit! Gen, cred că e de piatră! E puternic! O observăm! E tank! E duzină de chibrite! Da. Ia-mi din capul meu. Uite așa. Ce ai făcut? Stai din gloare că poate te lovești. Că poate ne ia orașul. Aoleu. Cam târziu. Aoleu. Păi, dar n-a fost o fază. Aoleu. Că a ieșit bine. Mamă, ce i-a dat.
Și că mă uit la filmele alea cu pistruiatul. Cu filmele Matrix. Cu pistruiatul. Domnule, nu mai veniți lângă mine, că aveți așa un parfum specific. Cine, eu sau... Dumneavoastră în albastru. A, am înțeles. Dar și dumneavoastră aveți un parfum grasule specific. Mulțumesc, că este rodie. Nu vreți să mirosiți a mine? Aoleu, dar cred că mă simt deja. Prietena dumneavoastră nu prea mai venit. Ar trebui să stau pe lângă tine, să învăț și eu așa că... Da mă, dar mie îmi plac și domnișoarele foarte frumoase. Eu numai pe Gioco Dimano am stat să mă bată, mă. Da, și pe Adidas la 3 lei. Lasă că ai și tu pe Ginuța, nu mai zic că Ginuța e foarte frumoasă. Da. Da, știi cum e vorba aia cu aș bea un vin pe lin și aș ceva nou. Dar să nu... Doamne, dacă m-ar auzi acum. Sper să nu se uite. Doamne, ferește. N-a mai venit prietenul meu să tanța. Aterizează imediat în oraș. Noi o așteptăm că vrem să scoată menul. Primăria mi-a dat cadouri. Ce ți-aș da și eu? Mi-a intrat aici pe telefon că mi-a dat cadouri de 30. Seamănă puțin așa cu Selena la vorbe. Poftim? Eu tovarășe de ale. Am înțeles, o să aflăm. Fostă. Lingurare. Dar bebe, știe fostă vestea? Ce? Da, știu eu vestea, cum să nu. De unde știu? Știi vestea? A venit nevastă ta peste mine când eram cu poliția acolo. Hei, că ce fac eu, că nu știu ce, că nu știi ce se întâmplă. Zic, bă, ce se întâmplă? Păi să vezi ce face aia, dar nu știi care aia. Zic, păi, dacă îmi zici, cred că știu. A, mă înțeles. Doamne ferește! Nu prea să te alin. S-a... Auzi că o ajungi și pe la primărie vreo 30 de minute. Nu știu ce-a făcut. Păi m-am scos din serite. Se întâmplă rar, dar... Trebuie câte o atenție ca să na. Mai bine nu mai mă duceam din oraș. De ce? Tu nu-i vezi? Oricum. Acum îl văd decât pe Grasul. El e și mai important. El e mare, de-aia vezi. Nici pe mine nu mă mai văd. Nu, e problema poate și din restaurant, să știi. E problema de la râșniță. Și asta, da. Dar chiar, da. Ba, se poate fuma aici. Mamă, dar ce frumos să sunteți când fumați. Mulțumesc, te pup jos. Eu îi sunt fleșcă. Și eu, ce cred? Da, eu am văzut o prostituată cu stilul ăsta de fumat. Nu că insinuez nimic, nu insinuez nimic, adică să nu mă înțelegeți greșit. Dumneavoastră v-ați îmbrăcat la China și ați venit aici să vorbiți? La China? Da. E un mall aici în oraș. Clar. China se cheamă, da. Dar de unde știți? Mergeți des? După față. Credeam că mergeți des, nu da. Nu, eu am aterizat imediat. Am înțeles. Eu nu sunt de pe aici. Bă, Grasule, bă, dar tu ești prea tăcut, mă. Mă gândesc. Te gândești? La ce te tot gândești? Că de când am venit aici te tot gândești. Gândește-te și tu mai repede. Eu cred că mă însor, băieți. Aolo. Iar? Iar? Mamă! Am neajutat. Mamă, cum ai dat-o pe asta, Grasule? Dar parcă am avut așa un deja, adică deja m-ai pus pe gânduri. Când ai spus iar, știi, parcă a trecut-o. Știi ce am pățit, măi, Andreea? Nu. Într-o zi m-am întâlnit cu o fată, mam, foarte frumoasă, tot roz, i-am zis, băi, am luat-o roz, acasă. Roz, ea sau? Relația. Am situat. Și am zis, gata, te iau de nevastă, nu știu ce. În prima zi, miere tot. A și doua zi... Și ai dat de măciucă. Nu, ăsta-i lingurearul, ce? a doua zi, fata era tot timpul la telefon, deci suna telefonul continuu, toți băieții o să-l dau din oraș. A treia zi n-am mai găsit-o acasă. Și aia a fost. A plecat cu mascații. Da. Și astăzi s-a făcut nunta. Și astăzi, mă rog, acum câteva zile, cică o să o
s-o măritat. Aoleu, păi cum că n-a te pus divorțul? Păi deci, ce crezi că are doi bărbați? Păi eu sper că într-o zi să n-a. Eu cred că are mai mulți, dar neoficial. Păi nu înțeleg, dumneavoastră ați depus divorțul sau nu? Păi n-am apucat să măsur, dacă n-am mai găsit-o acasă. Am șocat, dacă știi câți oameni am șocat, dintre-o pe Houdini. Cu ce ai șocat? I-am zis de ce. Cu ce? A căzut și orașul de la câte vești au fost de la lingura. Auzi, dar nu-mi dau seama, dar domnul ăsta Cras are ceva la fund. Păi da, are și el poponeț. Cred că e mai mult decât poponeț. Bă, Grasule, bă, iau-ți că ești plin de bășini. Aaa, ce-ai făcut, mă, te găcat pe tine? Tot eu, a? Mereu dai vina, pe mine. Dumnezeule! Doamne, ferește. Păi și ce făceați aici? Că am venit peste voi. Mă, nu știu ce făceam. Eu eram cu domnișoara Andreea, voiam să... Na, nu știam cum să treacă seara mai repede, poate iau la mine. Da, nu știu, eram cu Lingurac pe aici pe stradă și am trecut pe lângă cafeneaua asta și am zis, bă, ia mă să vedem ce putem să consumăm. Da, și că adevărul că oricum ne-am întâlnit mereu pe aici, de asta e ca și cum ați venit acasă. Adevărul ăsta e, da. Dar vă văd mereu împreună. Eu cu Lingurac? Păi încerc să-l consiliez pe acolo. Merge. Noi am înțeles. Cică, adică știi treaba aia cu viitorul, cu analfabeții cu ăsta. Bă, bebe, deci eu cred că să te vrești de ce am zis eu atunci în parcare. Când am fost la restaurantul ăla. Nu vreau să cred. Nu știu nici eu, dar... Refuz să cred. Vorbești de mine, Grasule? Da, nu știu. Nu. Probabil de amândoi nume de tine. Vorbești și de lingura, Grasule? De tot orașul, zice. Adică? Mamă, ce telefon frumos aveți. Mulțumesc! A venit fuitorea asta! Oh, să rămână, să rămână tanța. Dar măcar îi văd pe domnul. E bun atunci. Nici pe mine mai mă văd. Hăulă, deja mai e cu rău! E să mergem afară. Hai, bună! Hai să procedem până afară, zic. Haide să mergem în parcare afară. Dar putem, parcul ăla mai are... Nu, ce faci, mă, nebunule? Nu are parcul, e mai rău decât ăsta. Tu ești Nox? Ce zici, Nox? Haideți afară toți. Haideți, domnișoara Tanța, ca seara afară se reglează treaba, cred. Să ce faci niște asta? Călcați! Stați așa ușor, nu ne împingem. Păstrând distanța socială. Hai că socială e. Ce aș păstra eu pe Andreea? Gata, mai bine? Da, cam văd cerul în pământ. Aolo, deci nu e mai bine. Haideți în parcare aici, haideți în parcare. Văd și... Aolo, băieți, ce episod lung am avut. Mamă, o oră, băieți, episod de oră. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă plac episoadele noastre. Nu uitați să vă abonați. Iar noi ne revedem în episodul următor. Pa, vă pup pe toți, salut! Uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, să dați like, să dați un share pe Instagram, toate nebunile. Pa!